Curățarea trebuie să fie blândă. Putem face exfoliere în fiecare zi dacă folosim un produs delicat? Cuvântul exfoliere... Sau acele gadget-uri care ne ajută să ne curățăm tenul? Acum, diferența dintre uz și abuz câteodată este foarte mică. O exfoliere ce înseamnă? Practic îndepărtarea stratului de celule moarte de la suprafața pielii. Dar trebuie să ținem cont că și acel strat de celule moarte la suprafața pielii are un rol important. Printre altele, el menține, hai să zicem, gradul nostru de emolier. Deci o îndepărtare agresivă sau prea frecventă are și un efect invers. Personal, eu recomand exfolierea o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni, de la caz la caz. Și mai mult decât atât, o pacientă cu acnee activă, dacă folosește orice produs de exfoliere, practic își agită acneea. Mai mult decât atât, ia bacteriile dintr-un loc și duce în alt loc. Una dintre cele mai mari, hai zicem, bătălii ale mele cu pacientele cu acnee sunt să nu-și stoarcă coșurile. Pentru că acele coșuri sunt foarte puțin în exterior și foarte mult în interior. Și pentru fiecare picătură care zic am curățat, de fapt mai bagă două sau trei în interior. Ulterior apar noi leziuni, favorizează diseminarea bacteriilor, favorizează apariția de cicatrici, întârzie vindecarea leziunilor. Și cel mai bun exemplu este cu un hamster. Un hamster care stă în... rotiță. Pe rotiță. El e foarte activ, el se mișcă, dar stă tot acolo. Știu că în timp tipul pielii se schimbă și el. Se schimbă, hai să zicem, vârsta pielii noastre. Și, nu știu, din când în câți în câți ani ar trebui să ne orientăm către schimbarea rutinii sau a produselor pe care le folosim? În primul rând, acum, în două zile, voi fi la Monaco. Probabil când dați dumneavoastră acest interviu, deja am avut cele două prezentări. Și voi avea o prezentare legată de prejuvenation. Și în 2013 a fost publicat un articol care foarte frumos se numea când este prea devreme, prea devreme să încep ceva? Și răspunsul niciodată. Și niciodată nu este prea târziu să încep să faci ceva. Și ca să revin la întrebarea dumneavoastră, în această prezentare voi folosi un slide unde este un articol publicat în urmă cu câțiva ani care se arată că în jurul vârstei de 33 de ani are loc o creștere impresionantă, importantă a ridurilor. Fotografii făcute, studii făcute. Deci, practic, odată la câțiva ani, 3, 4, 5, depinzând și de stilul nostru de viață, trebuie să ne reanalizăm rutinele. De exemplu, înainte de vârsta de 20 de ani, cel mai bun lucru care îl putem face, cremă de fotoprotecție și să avem grijă să ne alegem, dacă avem acnee, produsele corect. După vârsta de 20-25 de ani, trebuie să începem să folosim produsele de tip antioxidant, vitamina C, produse de tip inclusiv resveratrol. Există produse cu resveratrol care se aplică la nivelul feței. În jurul vârstei de 30 de ani este bine să folosim retinol, dar acestea sunt niște recomandări generale. Pentru fiecare pacient în parte trebuie să-i spun. Și încă un lucru extrem de important. Folosirea unui anumit produs cosmetic, indiferent cât de bun este, nu anulează niște modificări de tip stil de viață. Deci nu putem folosi cea mai bună cremă și să nu dormim. Sau să mâncăm foarte mult zahăr, sau să ne expunem la soare, sau să mergem la solar. Deci trebuie să fie un echilibru. Să fie un echilibru și o balanță și trebuie să folosim lucrurile în mod sinergic.